Salutare, George, sunt de la PC in IT și astăzi voi arăta cum putem să ștergem, să curățăm, să resetăm un SSD sau HDD. Eu o să vreau să curăț asta. Am niște chestii descărcate. Bine, în principiu ar rezolva treaba o formatare, dar am pățit să dau formatare și să-mi rămână câteva chestii. De exemplu, dacă am avut Windows instalat pe el și așa mai departe, mi-a rămas ceva prostioare și deși apare că e free, nu e chiar free. Și atunci o să intrăm în KMD. Deschidem KMD-ul, o să scriem disk part. Legat. Sorry, disk part. Așa. Mi se deschide un alt KMD și aici o să dăm un list disk. O să selectăm asta care ne interesează, adică disc 2, asta vreau eu să resetez. Și acum o să-i dăm un clean. Și gata, i-am dat clean. Acum nici nu mai apare aici din câte vedeți. Eu acces și partiția de pe SSD, că practic trebuie să facem partiții, inclusiv chiar dacă e SSD sau HDD, trebuie să facem partiții. Acum asta e faza cu clean-ul, foarte tare că îi șterge și partițiile. Dăm un convert mbr ca să fim siguri că putem instala pe viitor un Windows. Și acum, dacă vrem la loc să ne meargă, scriem aici create și dăm la create în format hard disk partitions. Și îl căutăm în lista de jos aici și scrie unallocated. Aici o să dăm simple volume, next, 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 punem litere ce vrem. Și acum o să ne creeze o altă partiție. Formatare. Gata. Acum e complet nou. Mulțumesc mult pentru vizionare și abonați-vă la canalul meu dacă vreți să vedeți mai multe tutoriale de genul.